Profilul tău de Instagram e ca o carte de vizită și dacă vrei să ai din ce în ce mai mulți urmăritori, trebuie să te asiguri că arată excelent. Astăzi vom vorbi despre 5 lucruri simple la care probabil nici măcar nu te-ai gândit, pe care le poți face astfel încât cel care intră pe profilul tău să spună: uite, asta e o persoană interesantă. Hai să vedem despre ce e vorba. Ok, avem aici ecranul telefonului ca să înțelegi mai bine și o să fac un cont complet nou de Instagram. Pe mine mă cheamă Eduard Alexandru Iacobescu, deci trebuie să aleg o combinație între aceste nume astfel încât numele să nu fie luat. Doar nu să pun, nu știu, pe duțul tău sau ceva de genul, pentru că atât eu cât și tu presupun că vrei să îți faci un cont serios și decent. Bineînțeles, dacă vrei un cont la Caterin, că poți să spui și eduțul tău, dar deocamdată mergem pe varianta serioasă. Bun, am găsit un nume care nu e luat, poți să pui prescurtări, punct între nume sau chiar bară jos, dar personal aș evita literele sau cifre care se repetă de multe ori. Al doilea lucru pe care trebuie să faci ca să ai un profil de Instagram atrăgător este să îți setezi poza de profil dintr-o poziție apropiată. Dăm aici la adaugă o fotografie, alege din bibliotecă și am deja aici câteva salvate. Așa, permiteți. Un lucru aparent nesemnificativ pe care îl poți schimba la profilul tău pentru a-l îmbunătăți este să alegi o poză de profil în care fața ta este în prim plan. O poză făcută de aproape, nu cu tot corpul. Și acum poate te întrebi cu ce mă ajută treaba asta. Ei bine, eu cred că e foarte important deoarece îi ajută pe ceilalți să te recunoască mai bine. De fiecare dată când mă uit să văd cine mi-a apreciat poza, e foarte greu să recunosc pe cineva doar după numele de utilizator, pentru că mai sunt o grămadă de băieți pe care cheamă Andrei, Mihai sau fete cu numele Maria, Mihaela și așa mai departe. Dar dacă ai o poză de profil în care fața ta este în prim plan, ești mult mai ușor de recunoscut pentru cei care nu își știu numele sau cei pe care abia i-ai întâlnit și n-ați apucat să faceți schimb de profiluri. De fiecare dată când faci cunoștință cu cineva, este foarte greu să îi reții numele. Probabil ai pățit și tu asta. Dar creierul tău este foarte priceput la a identifica anumite trăsături ale feței. De aceea când mergi pe stradă și vezi o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult timp, îți aduce aminte că v-ați cunoscut, dar nu mai știi când și unde. De asemenea, uită-te și la profilurile vedetelor pe care le urmărești și o să vezi că poza lor de profil este dintr-o perspectivă apropiată. Asta pentru că arată și mult mai bine și sunt mai ușor de recunoscut. Așa că o să o alegem pe asta. Al treilea lucru pe care poți să-l faci ca să îmbunătățești aspectul profilului tău este să ai o descriere simplă. Descrierea trebuie să conțină informații utile despre tine sau obiective pe care le-ai realizat în viață. Cred că cel mai de folos ar fi să treci locul unde locuiești, cu ce te ocupi, o pasiune sau chiar ceva ce aspiri să fii. Și cred că este suficient ca cel care intră pe profilul tău să își dea seama cu cine are de-a face. Iată că se conturează deja un profil decent. Al patrulea lucru pe care poți să-l faci ca să ai un profil de Instagram atractiv este să îți setezi coperte la repere. În cazul în care nu știi ce sunt alea repere, e bine, este locul unde îți poți salva poveștile. Hai să punem o poveste. Am ales poza asta, deși e cam veche, dar nu contează. Am pus povestea, da? Apoi apeși unde scrie evidențiază și așa îți creezi un reper. Îi poți pune numele, să zicem sală, că tot e legat poza de asta. Și poza este adăugată într-un reper. Apoi, cu ajutorul acestei aplicații numite Highlight Cover Maker, îți poți face tu o copertă personalizată pentru reperul tău. Alegi de aici un template, schimbi imaginea cu una legată de sală. Uite, bicepsul ăsta arată destul de bine. Schimbi și culoarea după preferințe. Iar apoi, revii pe pagina de Instagram, ții apăsat pe reper, dai editează coperta și alegi imaginea pe care tocmai ai făcut-o. Voilà, deja ai un profil care arată mult, mult mai bine. Al cincelea lucru pe care poți să-l faci ca să ai un profil de Instagram mai atractiv este să îți editezi pozele. Prin intermediul aplicației Snapseed și cu puterea editatului poți aprinde culorile pozelor tale astfel încât să atragă atenția mult mai ușor. Am mai vorbit despre aplicația asta în videoclipul cu cele 10 aplicații pe care trebuie să le ai în telefon, la în colțul din dreapta al ecranului. Alegi o poză din galeria ta, chiar cu un prieten, dai la instrumente și apoi aici optimizează, poți optimiza luminozitatea, contrastul, saturația și la final apeși aici pe văzut, exportă, salvează și ai o poză editată ca la carte. Dar ai grijă să nu alterezi realitatea mai mult decât e nevoie.
fă-o cu măsură. Și nu în ultimul rând, al șaselea lucru pe care poți să-l faci ca să îmbunătățești aspectul profilului tău de Instagram este să postezi poze cu pasiunile tale. Astfel îți poți face noi prieteni și poți să le arăți celor care te urmăresc că ești o persoană interesantă. Îți poți găsi chiar și parteneri care au aceleași hobby-uri ca tine și puteți să le practicați împreună. Cred că social media ar trebui folosit mai mult pentru a îți face prieteni noi și pentru a stoca momentele și amintirile frumoase și mai puțin pentru a te compara cu alții, pentru a impresiona lumea sau pentru a te da drept cine nu ești. Viața fiecăruia dintre noi este frumoasă în felul ei și trebuie să ne bucurăm de ea. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune M reușită, nu rateu! Pa, pa!